un spart din bumbuș. Eu l-am spart. Am dat prea tare, m-am obișnuit cu alea de rață. Baby, pregătește micul dejun. Ca să începem ziua în forță, să se prindem putere de dimineață așa. Bineînțeles și o roșioară. De asta corespunzătoare. Da, arată bine. Ia, baby. Ce aprobă? Se aprobă. Deci avem aici două ochiuri, niște șuncă de praga, roșie și puțină brânză. Și bineînțeles, un fresh de portocale înainte. Și bineînțeles și Bruno, care ne va ajuta pe parcursul zilei. Dar ăsta, deci dimineața intră... Cât ai zice pește? Foarte bună și fugă. Să-mi fie de bine, micul dejun a fost delicios. Acum, după mic dejun, mergem parcă apă rece. Și imediat trebuie să mă apuc și de treabă. Încă puțin și ajungea la 2 metri buriana. Deci aproape 2 metri. A intrat asta în gard. Am rupt și puțin garda de plasă. Am strâmbat-o, că mai am pe aici niște pietre, cărămizi, am mai dat în ele. Și multe cioturi de-astea de la foștii pomi care au fost aici. Salcâmi și fructiferi. Am mai rămas bucata aia care se vede acolo. Acolo a avut baby, am trecut plantate câteva roșii și am fost împrejmuit și trebuie să scot acum lemne de salcâm. Am făcut ce am putut, foarte, foarte mare a crescut buriana asta, care are floarea ca și mușețelul. Poate fi un mușețel, să-l bați, ceva nu pricep. Sigur, eu n-am ceva cu el. De data asta, albinele m-au lăsat în pace. După cum vedeți, sunt lângă ele aici. Am vrut eu să mă uit puțin la ele. Mi-am pus costumul pe mine și au venit și m-au țipat englez, nu? Deci au găsit zona neprotejată. L-am apucat adică să scot două rame, să mă uit puțin și data viitoare să protejez până și gleznele. Deci nu venea să cred. Am dat puțin și pe aici pe margine cu mătăcoasa. Acum o pun la loc, fac o scurtă pauză și cred că trebuie să schimb discul ăsta. Am un disc de la rotund, mi-a spus
câțiva acolo în comentarii că e mai bun ăla. Și că l-am cumpărat tot așa, de-aia l-am cumpărat tot, că mi-a zis cineva că am venit pe aici pe la mine să-mi iau un disc de la că e mai bun și am luat. Aici avem puișorii care sunt la zbenguială de câteva ore bune, sigur le place. Pui de găină când îi bag înapoi în cutie seara, deci sunt blană, dorm blană, au aici apă, tot așa le-am luat și în cutie niște de-astea de apă, doar că mult mai mici, pentru că făceau lăcăraie mare, încă fac lăcăraie, dar parcă mai acceptabil. A, uitați! Și acum stau pe bancă și mă uit la ei cât mă odihnesc, beau un par cu apă și mă destind. Deci chiar aici pe bancă, de-aia și mutat banca din partea asta aici, ca să stau aici în pădurice, la umbră, cu păsările, dacă vreau să mă întind puțin, am aici scaunele astea. Stau tot așa cu gâștele, cu rațele, la umbră frumos. Ale. Le-am pus astăzi două ore apă, s-au bălăcit bine. Între timp am comandat o piscină, o piscină specială pentru câini, dintr-un material mai rezistent. Vă dați seama că pentru câini trebuie să fie puțin mai rezistent, de cu diametru de 1,60 și înălțime parcă 30 de centimetri. Și nu știu, ar trebui să vină mâine, poi mâine. Chiar cred că întârzie deja. Uitam că avem aici cireșe la reducere, 10 lei. E la piață, la ploi, sunt undeva la 5 lei, dar e regulă și 10 lei. Ce e acolo, baby? Chifle? Lipii. Cum? Lipii. Ah, lipii. Cireșe cu 10 lei, vrei? Nu, dar am păstrat de cale. Și faci cu albușul de ăla, cum ai zis. Ce zici? Calitatea întâi. Smeură, 9 lei. Am postit, e scumpă, dar trebuie să-mi iau casă la asta. Gata, bine, haide să mai departe. Ia să vedem ce mi-a leg și eu după aici. Cred că am găsit. Și anume o rară de purcari, rară neagră de purcari, 35%, foarte bun vinul ăsta. Vrei să luăm și înghețată? Trebuie să găsim de aia cu mâncare în Anglia. Păi fete, astea înghețate. Cât e uleiul? 9 lei. Care ăsta? De jos, nu? Să știu, și bunica cât e, bunica? Păi uite la aici. E la 2 litri, dar cum e prețul? Deci, 10 lei. 11 lei. Uite, înghețată ori așa, ori aici. Betty Blue, ciocolată, caramel. Parcă se înghețată aici. Aici Apfelstrudel Viennese. Ciocolată, nu? Mm-hmm.
poți să mai iei una. O să la congelator, dar nu. Sunt... Cine aș mă numai că am și cu unde arahide și caramel și astea de obicei însărate și îmi plac chestiile astea. E furit. Dacă o să-mi placă, mănânc eu. Dacă nu, o mănânci tu. Ia stai să vedem. Vișinată. 42 de lei litru ar veni. Nu, litru vine 60 de lei. Nu prea apare așa cine știe ce în urban. Cred că mai degrabă mai am o sticlă după aici să am de rezervă totul de asta. Gata, am făcut cumpărăturile pentru animale, am făcut cumpărături de la market pentru noi. Acum mergem acasă. Ce gălăgie e aici? Am încercat până acum o grămadă de variante. Prima dată am avut un tălaș de ăsta foarte fin și mi-am gândit să nu ciugulească din el, să pătească ceva. După aceea am pus un prosop, s-a dat foarte repede. După aceea era sugerat cineva să punem un pat de mălai. Am făcut și pasta, s-a udat foarte repede. Am schimbat recipientele astea de pătoare de apă de vreo 3 ori. Iar acum am cumpărat de la farmacia de animale. De aici din Băicoi niște tarași de ăsta mai gros așa, sper să nu ciugulească. Uite că îl ciugulește. Uite la rățuște. Nu am ce să-i fac. Dar nu e regulă. Nu fi în regulă, dar nu am ce să le fac. O să le pun mâncare. Deci uitați iarba. Asta era iarba uscată. Azi dimineața, aseară am schimbat iarăși. Nu azi dimineața, aseară. Și la marsă toată apa, deci ăsta e primul lucru pe care îl fac. Deci uitați-vă la ei. Am pus niște uruial acolo, în castron. Și tocmai ce au mai mâncat, pentru că au fost afară și tot așa, un castron plin. Sunt și în creștere, probabil de-aia mănâncă mai mult, știu și eu. Nu știu cât e normal, cum nu e. Nu sunt în creștere. Și acum separăm. Aici n-am mai pus rumeguș, că vom pune apa și mâncarea și poate de data asta vor fi mai curați și ei. Deci cât timp a pus mălai, uitați-vă. Toți erau pătați de mălai, se udau cu apă și se băgau mălai. Așa rămâs, uite, cu astea chiar s-au întrit așa pe ăștia. Da, se curețe în timp. Să se băgăm și pe ei în apă, să le... Când a venit piscina, probabil. Dar chiar nu știu dacă și gâștele, dar de rase știu că se bagă de mici. Gata și cu puii acolo. Le-am aranjat cutiuțele. Și... Văd că s-a norat puțin afară. E vremea perfectă. Ca să ud gazonul. Să crească iarba aici. Dacă vedeți, pe aici a crescut mai mult, pe acolo mai puțin, dar
va crește ușor, ușor. Și imediat după ce ud gazonul, cred că mă pun să iau de aici niște piatră brună, băiat. Să iau de aici niște piatră mai mare și să fac aleea asta, să mai pun niște pietriși eventual, să pun așa pietre pe margine. Vedeți imediat. Asta a crescut pe gazonul ăsta, a crescut foarte mult brăduț de ăsta, așa, nu știu ce e, ia. Așa. Ce-i băiat acolo? Ce-i brân acolo? Îi place să joace cu apa, ia. Ia băiat. Ia băiat. Brân, nu? Da, băiatu, bravo, hai! Iar după aia o să ducă să se nomolească, o să se bage prin pământ și se face jnițel, așa zic. Îi place după ce se udă să caute pământ uscat sau nisip. Și se face jnițel. Ebi, uzi puțin gazonul și dacă vrei ne apucăm să facem poteca aia acolo. Punem niște pietre frumos. Mai pun niște pietriși, mai completez. Nu? Da. Că e vremea perfectă să faci niște lucruri în curte. Deci adie vântul. Uitați și voi. Se vede pe salcâm. Numai e caniculă și e o plăcere să lucrez așa pe așa vreme. Da, băiat. Deci uitați-vă, ce vă ziceam. Haide, băiat, hai la tati. Uitați-vă la el. Acolo stai. Bruno. Deci uitați-vă cum s-a făcut. Schnitzel. Haide, gata, vezi de treaba ta. Vezi de treaba ta, am zis. Ei, vrei să-mi intre în casă? Chiar s-a făcut șnițel. S-a băgat acolo, nu-i place lui. Știi ce mă gândeam, baby? Aici nu sunt pietre chiar așa mari. Dacă noi tot vrei să refacem acolo, să facem și ordine și pasă la fosta vatră, că nu pot să nu mai numesc, vatră, să luăm pietre de acolo, de la vatră, că sunt mai mari, să punem aici. Ah, alea care a fost la pompă. Care a fost la pompă. Hai că vedem. Ideea e că avem oricum pietre. De unde să luăm? Uite-le, uite-le. Uite-le. Uite-le, uite-le. Ia. Nu-i voie. Mai mare acolo și tu. Grea.
că face bine la sănătate mersul așa, face masaj la picioare și fiecare punct de ăsta din talpă are câte un organ, câte este legătură cu corpul și mersul așa e sănătos și pe aici și pe iarbă. Da. Ia. Cum? Hai, vino cu. Nu. Fă câțiva pași. Am făcut. Am luat toate pietrele de pe picioare. Hai, fă câțiva pași. Dar chiar e bun mersul ăsta, ține, și terapeutic. Dacă aș putea spune. Da, așa a ieșit poteca asta aici. Să iau și papuci în picioare. Așa a ieșit. Și mi se pare că a ieșit foarte bine. Ia, baby. Uite puțin. Să-ți fac o poză așa. Bruno? Ăla e. Mi se pare că a ieșit foarte bine. Mâine dimineață cred că o dăm frumos cu var, ca să fie tot ăsta alb. Îmi place mult și mă gândeam acum că parcă aș fi făcut și partea asta tot așa. În primul rând e și mai lată. S-a făcut și aici. Tot așa, să dau dalele la o parte, să mai cumpăr niște pietriși. Deci îmi place cum a ieșit. Iar acum vreau să ne punem toate pietrele astea, că de-aia le-am și adus aici, să le punem așa. Aici este o dală, de asta de beton nu se mai vede. Aici e un șampon, mai ții aici? Păi și da, trebuie un săpun și să mai ne spălăm pe mâine. Un săpun cu săpunieră. Te vede urât, nu-mi place. Și să punem pietrele astea aici, să curățăm puțin locul. Cred că să mai punem o dală aici. Știi, când vii să calci, mai rămâne piatră, mai ducem pe la rațe, pe acolo. Mai avem ceva pietricele de strâns și după aici. De exemplu, îmi pare că cal pe iarba asta care abia crește, dar se ridică și trebuie curățată și asta, că n-am apucat. N-am mai intrat aici, am tot zis că fac curat, aici am făcut pe toată partea asta. Și urmează să crească și aici, iar uitați, chiar dacă nu se vede, când apropii, când îndepărtez, nu mai e. Și mai avem sămânță, avem și de trifoi, mai avem jumătate de sac de ăsta de care am pus până acum și facem frumos. Păi i-am terminat de vorbit cu ei. Hai că udăm grădina la urmă. Mai întâi trebuie să jumulim din astea după aici. Păi coasa pe tomberonul ăsta. Să facem aici, să aranjăm frumos. Asta, secera. E cu o mână ții rădăcina asta? Ia. Uite așa. Dar vezi să-mi dai în picior. Aia e bine. Chiar e foarte ascuțită. Uite, și punem aici iarbă, o luăm după aia. Da, scoate și ăsta. Hai să dau și ăsta la o parte. Că avem ceva. E de cât de mic gălit. Că după ce luăm asta, buruiana poate chiar întinde în piatră, pur și simplu, știi? Uh-huh. Ce rădăcină groasă are asta. I-am dat astăzi puțin cu motocoasa pe aici, dar n-am cum să bag în pietrele astea, că oricum am tot băgat-o în tot felul de chestii. Ia uite aici. Rădăcină. Uite așa avea la grădină, de răiană. Da? Și chiar am dat deoparte vreo 3 bulgări să-ți arăt în ce fel. Stai să merg puțin până la grădină.
arăt aici ce a făcut baby astăzi dimineață. Dimineața pe răcoare. Ziua aici ține câinii. Tot așa se plimbă de colo-colo. Au mai multă activitate pentru că sunt la drum. Haide cal, hai să mergi. Haide băiatul. Haide calul. Haide calul. Haide băiatul. Haide calul, haide. Haide băiatul, haide. Haide băiatul, haide. Haide cal, haide. Haide băiatul. Bravo. Bravo. Aici e gelosul. Ei. Gelosul șnițel. Uitați-vă ce pe el. Și aici a pus baby aracii la roșii. Mai trebuie câteva, am luat doar 25, că atât avea de vânzare, i-am cumpărat. Nu știu ce am dat pe aici. 30 de lei, ne-a cerut 35 de lei, parcă aici la marginea satului. A prins roșiile frumos și a făcut și curat aici, a luat buriana. Nu știm, pe aici nici nu știm dacă a ieșit ardei, castravete, ceva, nu știm ce e ăla, dacă e. Dar avem, Bruno, dă-te de acolo. Dă-te de acolo, hai, du-te. Aici sunt ridichile, ceva salată, în fine, ăștia cartofii. Asta nu cred că mai este lavanda. Da, nu știu, că mie nu mi se pare că cine știe ce e, chiar nu e, e partea asta, unii pun numai ceapă, dar na, am pus și noi acolo cât de cât, să nu zicem că nu facem și o mică grădiniță, să ne toace la treabă, acum, aici la pompă, uitați ce costă, aici trebuie să-i aduc capul lui calul. Problema e că nu-i place, o varsă tot timpul. Bea din ea, o varsă, bea din ea, o varsă. Uitați aici furtune, destropiți, ba, pentru găini, pentru grădină. Vă puneți niște apă să duc la câini. Uite ce mi-a făcut și azi, că mă dezvoltă. A, da, a și ronțăit-o. Băia cu minte. Citați-vă ce frumos e aici când e totul verde. Verde, umbră, liniște, cântec de păsărele. Deci că suntem la tratament aici. Zi, baby, ai curățat aici? Așa. Astea, când le dăm grădina, nu o să se... Zi. Nu o să se șteargă vară? Vară poate se curăță pe acolo, nu? E, puțin acolo, se vede diferența, oricum. Am văzut că pe sacamul ăla pe care am dat acolo... Se curăță, nu se vede. Rămâne. Nu o să fie ca la început când îl dai prima oară, dar... Știu, dar mă zic să luăm altă vopsea pentru piatră. Nu există vopsea pentru piatră. Vară. Mai dai, de fiecare an o dai cu vară. Ok. Și cam așa am făcut. Cam așa a ieșit. Am întins frumos piatra asta. Am făcut și un fel de bordură. Aici trebuie să mai bag eu sub dala asta niște două, trei pietre să nu fie mai miște. Și în rest e ok. Asta bineînțeles că va intra în pământ. Piatra asta din jur și nici nu vom călca noi pe aici. Probabil voi mai pune piatră dacă e nevoie. Și mâine dăm cu var. Dacă nu intervine vreo treabă mai prioritară, să zic așa.
frumos. Când va crește iarba aici tot și cu contrastul de la var, cu asta se vadă frumos. Mai pun și pe aici o bordură tot așa din pietre. Trebuie să merg iarăși pe la râu, pe undeva, să mai iau un portbagaj de piatră de asta. Voi ce spuneți? Să schimb aici, să dau dalii la o parte și să fac așa? A venit și curiosul. Băiatul. Haide la mami, haide. Iar baby s-a pus să ude grădina. Ia. Altceva așa, nu? Cu araci, cu astea. Nu neapărat să mă duc mâine să mă iau araci. Să le pun și pe alea care urmă așa acolo. Da. Și să mă ocup să despart castraveții acolo, că mi-a ajunge pentru tot rândul din tufa aia mică. Da. Și poate îi filmez și pe rândul de ardei, să spună cineva dacă nu se mai ajunge acolo. Nu, e și se vedea, nu? Trebuie să iasă ceva. Ce este ăla acolo, lângă castraveții? L-am lăsat să... Lăsăm și vedem ce crește. Da. E posibil să nu iasă, nu? Da. Așa. A început să se însereze deja. În ultima vreme nu prea ne mai obosim să băgăm păsările pentru că intră singure. Într-adevăr, câteva leșești mai rămân la găini în țarcă, dar dacă ele doresc, nu ne deranjează. Ia să vedem ce se întâmplă aici. Deci avem așa aici, trei rațe românești, un cuib. Aici trei leșești. Deci astea două negre și cea din spate albă, rațele românești s-au impacientat puțin. Acolo văd că s-a pus și a doua găină cloșcă, dar una sigur stă tot timpul, nu pleacă. Cocoșul care e primul care se suie aici. Așa. Deci trei, aici a rămas doi rățoi și cu o rață. Și aici, deocamdată doar una, dar fac, sunt două, de obicei, și puicuța. A, puicuța deja e. Am aprins lumina și nu se vedea. Și intră și mai intră o leșească în colț acolo, își mai trag ouăle. Ce să zic eu, nu vreau să mă bag. Le las deocamdată așa și să văd ce iese. Uitați-vă ce gălăgioase sunt! Da, și imediat cum se înoptează, să zic așa, noi venim să verificăm, le numărăm. Și doar închidem porțile astea. V-am spus, mai rămân câteva leșești pe aici, pe la găini, în ultima vreme. Așa, eu am venit să iau niște benzină de aici. Aici e țar cu puilor. Niște benzină, că voi turna aici peste rădăcinile alea. Poate vor lua foc. Sincer, sunt cam groase, nu știu cât de uscate sunt, am mai pus ceva lemn uscat, dar azi puțin, mâine puțin, trebuie să ia foc. Uitați, am mai pus de-astea uscate,
și voi mai pune ca să întrețin focul. Mai am ceva pe aici și mai am. Așa, să pun benzină acum. Aici am lăsat apa asta așa să curgă. După aia mai mult așa într-o parte și după aia încă într-o parte. Pentru că are nevoie de multă apă. Aici baby s-a pus. Bine, s-a pus la pauză. Pauză de tot pe ziua de astăzi. Am terminat treaba. Eu încerc să dau folar de cinele. Și vin și eu imediat. Acolo. Seara stăm pe terasă acolo frumos. Liniște. E vremea perfectă. Chiar îmi iau un hanorac pe mine. Pentru că se lasă răcoare. Și mai stăm la o poveste, la una alta. Am pus ceva benzină pentru că nu prea cred că o să ia foc rădăcinile, așa măcar dacă am pus mai multă benzină, să vedem, poate ține focul. Băi, se stinge, da. Ia uite, am pus cam multă benzină. Clar. Măcar de-o la foc. Tu ai văzut? O să se usuce creanga aia de sus, dar mi-a scăpat, nu m-am gândit că e chiar așa rău. Dar hai că lasă așa, să vedem, într-un minut deja se oprește. Cum? Aia e o crenguță de-asta mică, e ok. Acum ați să pun lemne pe foc, după aia. Asta e vedea. Foc de tabără în seara asta. Un cerțișor, un mers, ceva vrei? Nu! Sau? Să nu-mi zici că e. Ha? E bine. Nu, e că le-am luat acum, că le-am luat multe de ele. Da, atâta benzină ai turnat? Bine, am pus mai multe, că acum sigur că... Atâta cât. Nu, și acum gata cu treaba pe ziua de astăzi. Am aici o tortilla, o rețetă spaniolă. Mi-a făcut baby mai de dimineață și ce mi-a rămas. Servesc și puțin.
Aici vinișorul. Sănătate vă doresc și numai bine. Cu lipii, asta vei să zici, nu? Lipii. Sau chiflă. Imediat se înserează și avem foc aici. Arde binișor acum, dacă e nevoie, cred că voi mai pune ceva lemne pe el. Asta e view frumos. Liniște, dacă mă uit aici, deci cum uit în stânga, hainele, deci partea asta e ca și cum aș fi în pădure. Nu văd nicio casă, niciun vecin. Bine, aici în partea asta am vecinii, chiar și în dreapta, dar cum stau eu acum aici, e ca și cum aș fi singur și nici gălăgie nu e, să zic că se aude muzică sau alte vorbe. Bruno? Băiatul. Da, să pot să servesc și eu. Foarte bună. Puteți căuta rețeta pe net sau dacă vreți, lăsați în comentarii aici să facă baby și o să filmez. Și am poftă, sănătate, numai bine la toată lumea, la toți gospodarii. Ia uitați ce frumos se vede, tocmai am mai pus acolo ceva lemne pe foc, crește astea uscate. Ca să avem și noi aici peisaj frumos, nu? Până și lui Bruno îi place. Baby s-a băgat la pijama. Uitați. Așa stăm noi seara aici, bine, de obicei aprindem aici o lumină. Dar acum ne bucurăm de lumina focului. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like. Dacă nu v-a plăcut, apăsați butonul de like și de subscribe și lăsați un comentariu acolo. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Vă urez o seară bună în continuare și să ne vedem cu bine data viitoare la un nou clip. Ah.